La sala Avramiancu din incinta primăriei Zalău a avut loc marți o întâlnire cu evreii din Transilvania la care a luat parte și ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, care a declarat că predictibilitatea și stabilitatea sunt foarte importante în România și că speră că odată cu noul guvern va fi și o perioadă de stabilitate. La începutul întâlnirii s-au intonat imnurile României și Israelului, iar cei prezenți au declarat că este importantă relația de prietenie între cele două state și că se va face o sinagogă la Zalău. Așadar, cronica lui Anonimus din 1210 și castrul roman de la Corolisum sunt două din mărturiile existenței noastre pe aceste meleaguri. Despre Zalău, scrierile istorice ne spun că a fost de-a lungul vremii capitală de comitat. Din 1968 reședință de județ, iar din anul 1979 a primit rangul de municipiu. Astăzi, municipiul Zalău este un centru industrial important în care statistica spune că indicatorii economici
ai anului 2017 comparativ cu anul 2016 sunt ceva mai bun și mă refer la creșterea producției industriale, la creșterea cifrei de afaceri, la scăderea șomajului și la creșterea schimburilor economice dintre companiile existente în municipiul Zalău și statele membre ale Uniunii Europene, și, dar nu numai, că și cu Statele Unite ale Americii. Aceste schimburi economice sunt în favoarea exportului în anul 2017. Echipa pe care o aveți în fața dumneavoastră, și mă refer mai ales la colegii mei din primărie, este o echipă relativ nouă, de un an jumate suntem la conducerea administrativă a acestui municipiu și suntem preocupați mai ales de creșterea siguranței cetățenilor în comunitatea noastră, de creșterea calității vieții membrilor comunității noastre, gândindu-ne că pe termen mediu și lung aceste lucruri vor face ca tinerii noștri să rămână acasă, iar cei plecați pentru a-și căuta un trai mai bun în Europa sau în alte parte a lumii, să se întoarcă aici unde au copilărit și unde au învățat. Aici, în Zalău și în Sălaj, în general, majoritatea română, celelalte minorități, maghiară, romă, slovacă, evreiască, trăim împreună și ne respectăm reciproc obiceiurile, tradițiile și chiar și opțiunile politice. Cam așa arată într-un tablou creionat foarte succint ceea ce se întâmplă în municipiul Zalău. Eu vă doresc tuturor să aveți o ședere plăcută aici în Zalău. Iar cei care veți dori să reveniți în municipiul nostru, să o faceți întotdeauna cu plăcere și gândindu-vă la amintirile frumoase care le puteți avea aici, cu această ocazie și, de ce nu, și cu alte ocazii. Suntem la un moment unde este această masă rotundă, în care am vrut să spun câteva lucruri despre Zalău, să vă invit pe oricare dintre dumneavoastră care vreți să transmiteți ceva în acest moment al întâlnirii noastre, să o faceți cu plăcere, iar după aceasta o să avem un mic moment artistic pe care copiii sau elevii de la Liceul de Artă al municipiului Zalău o să-l aibă în fața dumneavoastră. Vom face apoi o vizită la un moment istoric în apropiere de primărie, iar la ora 15 o să începem festivitatea de comemorare a victimelor Holocaustului. Eu vă mulțumesc încă o dată și dacă doriți să aveți intervenții, cu mare plăcere puteți să o faceți. Ziceam, prefectura și tot ceea ce înseamnă persoane importante aici în Bucureștiul Timișoara. Am revenit cu multă plăcere și bucurie. Și bucuria a crescut
de cum am văzut pe domnul primar, care ne-a oferit anul trecut o primire foarte frumoasă, demnă de toată lauda, iar acum a repetat. Poate acum, cu mai multă solemnitate, cu o lume mai completă decât rândul trecut, ceea ce ne face să ne bucurăm extrem de mult. Și nu ne bucurăm numai pentru noi, dar avem astăzi două personalități deosebite ale unor state importante de pe harta lumii și cu un impact în viața românească, pe excelența sa, domnul ambasador Ștem, un prieten de acum al României, al Federației, personal, de puterea. Prieten, am fost la mai multe manifestări și al Republicii, al statului, care astăzi comemorarea pogromului de la București din ianuarie 41. Și a fost într-un loc cu totul special, datorită muncii asiduei a unui cercetător în istorie, care e directorul centrului nostru pentru studiul istoriei evreilor din România, domnul Adrian Cioplâncă, care memorează cu prezența și aici, a descoperit locul din pădurea Jilava, unde a văzut un masacru, au fost omorâți 90 de evrei. Atunci, în ianuarie 41, în plină iarnă, n-are rost să deschid. Excelența sa, domnul ambasador Clem, a fost cu noi, iar ambasadorul Rusiei, domnul Cuzmin, a venit la masa rotundă în care am avut rost și a stat de la începutul nostru. Eu le mulțumesc pe această tale și le mulțumesc și acum pentru prezența, cred eu, la cel mai important moment comemorativ al Holocaustului, care e comemorat în toată lumea la sfârșitul ianuarie, datorită unei rezoluții din 2005, Adunării Generale a ONU. Și aici este, cred eu, cel mai important eveniment din România, la Zalău, tocmai în nordul țării, de parte de capitală. De aceea meritați toate mulțumirile și felicitările voastre. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți și să vă asigur că pentru noi Zalău este important. Am să vă spun de ce. Noi spunem că în istoria poporului evreu apar din când în când miracole, minuni. Nu e adevărat că numai la evrei, dar evreii pun în valoare această idee mai mult decât alții. Ei, care a fost minunea de la Zalău? Un tânăr evreu, revenit dintr-un stagiu undeva în Occident, are ambiția să reînvie comunitatea evreilor în Zalău. Și a făcut-o cu mult succes. Acesta e președintele Dan Hans, care este un exemplu de ce înseamnă când te pui în slujba unui ideal, unui dorințe puternice, realizezi. Acum are o comunitate mică, e adevărat, 55 de membri și 10 afiliați, dar el este sigur că această comunitate se va dezvolta. Și am venit aici pentru a vă transmite un mesaj, în primul rând, de mulțumire că organizați acest eveniment și că acordați tot sprijinul necesar, dar să vă mai rog ceva. Haideți să facem să renască simbolul religiei mozaice, oriunde este, o sinagogă. În Zalău au existat, după informațiile mele, 3 sau 4 sinagogi, cei care au fost rase la demolare. Astăzi Zalău arată frumos. Mie mi-a plăcut, am defilat și mi-a plăcut cum arată. Ei bine, e foarte, foarte important să aveți și o sinagogă din nou în Zalău. Și mesajul meu și rugămintea noastră este să ne sprijiniți să ajungem. Și dacă vreți, lansez așa o motivare politică, ca să spun într-un fel, în anul centenarului la Zalău se va pune piatra de temelie pentru a noi sinagogi, pentru noua sinagogă din Zalău. Și să ne angajăm după aceea
ca într-un timp foarte scurt, poate anul următor, să putem să o inaugurăm și să se completeze peisajul de colaborare între minorități, culte, etnii și așa mai departe. Acesta e mesajul meu principal și aș dori să vă salut din partea tuturor colegilor mei din delegație, domnul primărat din Rafael Șapă, ca să vedeți cum lucrurile evoluează. Față de anul trecut a crescut în grad, a devenit primărat din al federației și de asemenea domnul Cantor, un tânăr, tot de prin părțile Ardealului, foarte, foarte drăguț om, care o să ne dea poate și un concert cantorial la un moment dat, nu acum. Și împreună, eu sunt și cu soția mea, așa obișnuiesc, nu că sunt mare personalitate, dar am nevoie să fiu sigur că soția mea e în timp. Și vă sfătuiesc, bazați-vă pe soție, e foarte important. Și de asemenea, domnul directorul Rudi Marcovici, care e membru Consiliului de Conducere, comunitatea din Oradea a venit cu o delegație foarte importantă, condusă de domnul președinte Felix Copperman, care este membru Consiliului de Conducere, un lider adevărat important. Comunitatea din Oradea, doresc să vă spun că e cea mai mare după cea din București, dar e foarte bine cotată sub aspectul activităților care le derulează. Avem o reprezentativitate și, încă o dată, îmi exprim mulțumirile noastre și vă asigur că aveți noi, din păcate, colegul meu mai tânăr, Silviu Vexor, deputatul, era prevăzut să vină, dar dat fiind alegerii și momentele politice importante n-a venit, dar m-a rugat să-l transmit pe țară. Încă o dată, mulțumiri și vă rog să faceți din Zalău un oraș mereu mai înflorit. Mă gândeam unde stăm noi la hotelul ăsta, vis-a-vis a fost o fază industrială. Poate se va întâmpla ceva, o minune, da? Dacă e nevoie, poate dăm și noi o mână de ajutor. Vă mulțumesc foarte mult. Și să ne dorim un eveniment foarte reușit după amiază. Președinte Aurel Weiner, pe lângă sinagoga care dorim, este o toleanță pentru comunitatea evreilor din Sălaș, din Zalău. Nu poate să existe o comunitate fără o sinagogă, bineînțeles, sau fără o baie spirituală. Dar doresc să mai adaug încă o toleanță mare. Dorim să ridicăm un memorial în memoria celor 14.000 de evrei care au fost uciși din Sălaj, care au fost duși în Auschwitz-Birkenau, unde au fost uciși. Acești copii, tineri, mame, tați, bunici și bătrâni, ei nu au morminte. Nu avem unde să spunem o rugăciune, nu avem unde să punem o floare, unde să punem o piatră. Deci asta este o doleanță de a ne cinsti martirii. Tot în acest complex memorial dorim să ridicăm un monument comemorativ în memoria salvatorilor de evrei. Acele persoane care au salvat evrei, care și-au pus viața lor și viața familiilor în pericol. Din Sălaj avem 8 persoane. S-a numărat să fie 4 de etnie români, 4 români și 4 maghiari. Noi dorim ca să le cinstim memoria și amintirea lor să fie binecuvântată. Doresc să mulțumesc echipei primăriei domnului primar pentru colaborarea care o are cu comunitatea evrească din Sălaș. De câte ori comunitatea a avut o doleanță, o întâlnire cu primăria municipiului Zalău, dânsul ne-a stat la dispoziție și s-a discutat problemele comunitare și doleanțele comunității. Evenimentul de astăzi, de la ora 15, se va desfășura în două părți. În prima parte va fi comemorarea victimelor Holocaustului, Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului. Este ziua când noi evrei, de pe întreaga pământ, ne plângem martirii. Astăzi suntem toți români, suntem toți maghiari, suntem germani, suntem slovaci, suntem ruși, cu un singur gând.
de a prinde o lumânare, în memoria acestor martiri. Și lumânarea să fie veșnică, vie, și memoria mintelor să fie binecuvântată. Onorată asistență, felicitări orașului, municipiului Zalău, domnului primar, colegilor, Consiliului Județean, care la un eveniment atât de important și dureros, dar mai mult pentru poporul evreu, v-ați dat nu știu pentru a câtă oră silința de a organiza pentru o comemorare de-a noastră. Ați făcut niște eforturi de a organiza un asemenea eveniment și ați dat importanța și sfințenia cuvenită. Organizarea a fost partea întâia. Dar observăm astăzi efectul care, în aceeași măsură, reprezintă și recunoașterea acestui municipiu și a celor care îl conduc, precum și o recunoștință pentru comunitatea, Federația Comunităților Evreiești din România și a comunităților, prin prezența distinșilor diplomați, distinsul ambasador al Statelor Unite la București, distinsul consilier al Federației Ruse la București și noi, membrii, conducerea Federației Comunităților Evreiești din România, îi aveți față în față și poate sunt un pic curajos, dar consider, după părerea mea, că este o realitate, aveți în față reprezentanții țărilor care contează. Astăzi sunt jucători activi, creatori de politică și nu consumatori și puteți fi mândri că ați primit cu noi împreună respectul acestor doi oameni cu totul deosebiți, care nu întâmplător sunt reprezentanții celor mai puternice țări din lume. Ei au făcut istoria, o fac și o vor face. Poporul român a fost totdeauna aproape. În anumite conjuncturi și de unii și de alții. Și de noi, inclusiv de evrei. De acum înainte trebuie să ținem o legătură mult mai strânsă. Sunt țări de unde avem multe de învățat. Inclusiv, poate prea des repede de Israel. Israel este o țară care a explodat economic. Merge de 15 ani într-o creștere constantă de 5%. Moneda israeliană a ajuns locul 2 în lume, după ionul chinezesc. Și cu toate că suntem cetățeni loiali ai României, aici am crescut, aici am învățat, aici am îmbătrânit, aici sunt copiii noștri. Dar, bineînțeles, gândul ne este pentru pacea mondială, să spun așa. Și aceste țări, Statele Unite, Federația Rusă, Israel, dacă ei vor pace, va fi pace în lume. Poate m-am abătut de la subiect, dar cu un asemenea eveniment care marchează o tragedie a unui război injust, poate inutil, care pe lângă evrei a mai adus în total peste 50 de milioane de victime, care au mai victimizat încă 200 de milioane familiilor
care au lăsat traume până astăzi la ce a folosit, ca și primul război mondial. Mulți și-au pus problema ce s-ar fi întâmplat dacă acel atentat de acolo, mă refer la primul, nu era luat în serios. Cine știe? Cine știe dacă nu apărea cine au inițiat al doilea război? Unde era această lume și această planetă? Timpul nu poate fi dat înapoi, dar putem recupera. De astăzi, împreună cu toate țările democratice, iubitoare de pace și de colaborare, România trebuie să fie în apropierea lor, pentru că avem ce exemplu să luăm, avem ce învăța. Precum ați văzut că țări importante vin la noi și iau și ei din experiența noastră, din tradițiile noastre și le țin la mare respect. Eu vă mulțumesc tuturor. Cărămidă fiecare dintre noi, nu o să mai aibă loc pe mapa mond evenimentele la care dumneavoastră făceați referire. Așa să fie. De Poiana Brașov, la Eforie Nord și avem la Borse. Aș dori să ofer din partea Federației Confederațiilor Evrei din România un mic sejur de 3-5 zile unui grup dintre acești tineri artiști care s-au produs și care sunt siguri că au devenit prieteni ai noștri, ai evreilor, ai statului Israel, ai păcii în lume. Și eu vreau să vă adresez un călduros shalom, să luptăm pentru shalom, pentru pace. Asta e cel mai bun exemplu. Cu domnul Dan Hast se va perfecta această promisiune a noastră să devină realitate. Și mai am o propunere. Noi am organizat împreună cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române o mare expoziție în Palatul Patriarhiei Române din București. Sinagogi și temple din România. Patrimoniul național, patrimoniul evresc, patrimoniul universal. Dacă considerați că ar fi binevenită să apară și în Sălaj, la Zalău, o astfel de expoziție, un număr redus de zile, care îl veți considera, vă facem și această ofertă. Sunt minunății care pot fi aduse în fața lumii fără nicio jertfă. Producția evreilor din România de-a lungul secolului. Fără niciun ajutor financiar din afară, cu bănuții proprii, au făcut minunțile care o să le vedeți și care va fi și cea de la Zalău. Mulțumesc foarte mult! În legătura cu domnul președinte Dan Hast pentru amândouă propunerile pe care le-ați făcut. Vă mulțumesc din suflet. Vă invit să facem o poză de grup, după care să ne deplasăm într-un monument istoric, aici aproape de primărie. I'd be very interested to explore what might be possible, either from official sources or from private sources. Certainly there are Jews in America that have roots here in Zalau. Perhaps they can assist as well. I very much encourage what I heard this morning from Dr. Viner and Dr. Dan and the mayor about the project to reconstruct the synagogue. Thank you. I haven't had a chance to meet the Prime Minister, or any of her cabinet. I wish them great success in bringing peace, stability, and prosperity to the Romanians. I'll be honest, except for what the Prime Minister said yesterday, that she intends to implement and execute the government program, the coalition, I really do not know much yet about
what her priorities will be. I look forward at some appropriate time in the near future to introduce myself to the Prime Minister and personally wish her the best. Will you meet today, President Tata? I don't know. I don't see him here. And how do you find all these changes? We have the third government, 1 year. Yeah, of course, it's not ideal. Predictability, stability is very important, I think, to Romania and also to its partners.